Traversăm Mediterana, schimbăm continentul și pornim pe un drum magic într-una dintre cele mai diverse țări. O țară a contrastelor, de la multitudinea livezilor de portocal la pustietatea deșertului. Țara celor mai frumoase medine, țara riadurilor, țara uleiului de argan, a culorilor stridente, dar și paradisul gurmanzilor. Țara caravanelor, dar și a forfotei urbane. Suntem în Maroc și pornim împreună într-o nouă aventură. După ce descoperim drumul celor 1000 de casbahuri, acele fortărețe din cărămizi de chirpici de culoarea solului, pe seară ajungem în Marrakech, capitala plină de culoare a Marocului. Și iată ne ajungi și în Marrakech. Cazarea noastră este fix în Medina. Acum am parcat undeva la margine. Evident, în Medina nu prea ai acces cu autoturismul. Așa că de aici va trebui să luăm bagajele și să mergem pe străduțe până la riadul nostru. Și aceasta este camera noastră, micuță, dar foarte drăguță. Hello! Ce faci, vecine? Seara ieșim în unul dintre cele mai faimoase piețe din Maroc, piața Gem El Fna, care este un loc incredibil încât nu poate fi altceva decât un accident fericit în timp și spațiu creat de mâna omului. Cel puțin începând din secolul 17, acest loc a fost inima și sufletul orașului Marrakech. Un loc de întâlnire pentru localnici, pentru berberii din munți, pentru marocanii de oriunde din țară. Însă astăzi este un loc extrem de turistic. Noi ne-am oprit pentru cină la una dintre tarabele ambulante, unde am comandat câte ceva. Din păcate, aceste locuri sunt mai mult o capcană turistică, cu prețuri extrem de mari și vânzători agresivi. Ce s-a întâmplat, măi Costine? Măi striga lumea peste. Și nu înțeleg de ce, că hoți n-am. Mi-am spus asta în 40, ca și o bogată, n-am. Băgbuși și ei. Doar că am plete, dar nu Alibaba n-are plete. Dar de unde ești? L-ai cunoscut tu personal? În tot acest aparent haos există însă o ordine. Ziua începe aici cu venirea vânzătorilor de suc proaspăt. Ei sunt urmați de către prezicători și clarvăzători ce pretind că fac minuni, de îmblinzători de șerpi sau artiști care realizează tatuaje cu henna, de acrobați sau muzicanți ambulanți. La sfințit, însă, locul se umple de standuri cu mâncare, bănci, lumini și tăvi pentru gătit. A doua zi plecăm către Essaouira, orașul portă de pe coasta Oceanului Atlantic, unde petrecem întreaga zi în povestea acestuia. Și abia pe seară ajungem înapoi în Marrakech. Este o zi foarte frumoasă în Marrakech, foarte călduroasă, deși este martie,
se anunță a fi undeva la 33 de grade, dar este potrivită pentru a descoperi unele dintre cele mai frumoase lucruri pe care le oferă Marrakeșul, cum ar fi grădinile Majorel, Palatul și multe altele. Primul obiectiv al zilei este moscheea Kutubia, cea mai mare din Marrakeș, iar aceasta nu poate fi vizitată în interior decât dacă ești musulman. Stilul arhitectural este cunoscut drept stilul marocan andaluz, iar numele acesteia înseamnă vânzător de cărți și reflectă una dintre preocupările comercianților care vindeau cărți în piața din apropiere. Turnul minaretului moscheei are 77 de metri înălțime, fiind simbol al orașului. Acum continuăm turul cu cea mai vestită piață din Africa de Nord, cea din Marrakeș, unde toți turiștii, primul lucru pe care îl fac, vin să vadă această piață, toți turiștii marocani mai ales. Cel interesant este că ziua este diferită, este total schimbată față de ceea ce am văzut noi serile trecute. Este plină de mașini, au strâns toate restaurantele, toate tarabele și acum putem vedea doar oameni cu maimuță sau cu șerpi. În rest este gol. Am ajuns la grădinile Majorel. Da, faimoasele grădini Majorel. Fosta casă lui, a lui Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. M-așa să fie cea foarte mișto. Eu le-am mai văzut odată și mi-au plăcut foarte mult, așa că nu zic nu și pentru a doua oară. Eu nu le-am mai văzut, dar le văd acum și probabil, știu ce o nu vă spune, nu pentru încă o dată. Această frumoasă grădină botanică și-a început viața când pictorul francez Jacques Majorel a cumpărat terenul în 1919. În acel moment erau doar palmieri, iar în 1931 acesta a construit vila sa în stil Art Deco, inspirată după Palatul Bahia din Marrakeș. Acest om a îndrăgit foarte mult botanica și pentru asta a creat grădina din jurul casei sale, o grădină idilică, împodobită cu pergole, fântâni și iazuri. Dar dacă există ceva care iese în evidență, este culoarea albastră, numită special albastru majorel. Însă, toată grădina a căpătat notorietate abia în anul 1980, când aceasta a fost cumpărată de către Yves Saint Laurent și partenerul său și a fost folosită ca și loc de evadare și de căutare inspirației de către acesta. Grădinile sunt foarte frumoase, este o oază de liniște în mijlocul orașului, iar dacă intri aici, nu știu, sunt, vegetația este abundentă, păsărele care cântă, foarte frumos.
dar este plin de turiști. Este un loc foarte turistic, foarte comercial și sunt foarte multe grupuri programate la diferite ore, pentru că altfel cred că ar fi fost și mai mulți aici. Da, se programări la fiecare oră, de multe ori chiar nu prinzi în aceeași zi să intri în grădini. Și din păcate, pentru că este așa turistic, un picuț experiența ți este afectată. Pentru că n-a vii într-o grădină să te bucuri de liniște, de păsărele, iar dacă este om lângă om, e un picuț neplăcut. Altfel, locul foarte drăguț, foarte mișto, cred că să fii aici, într-un loc gol, fără nimeni, ar fi chiar o oază de liniște și de relaxare. Este momentul să intrăm și în cartierul evreiesc. Evreii, cel puțin acum 60-70 de ani, erau o comunitate foarte mare aici în Maroc. Erau în jur de 1 milion, însă după al doilea război mondial, aceștia s-au întors acasă sau au emigrat către Canada sau Statele Unite. La o aruncătură de băți de zarva orașului se află Palatul Bahia. Început în 1860 pentru Simusa, marele vizir al sultanului, palatul a fost extins și decorat ulterior de fiul acestuia, Ahmed ben Musa Said, care l-a numit Bahia, după numele soției preferate cu care a locuit în palat alături de alte 3 soții și 24 de concubine. Are forma unui mare riad, iar împreună cu grădinile ocupă o suprafață de 8.000 de metri pătrați. Arhitectura cu influențe andaluze îmbină stilul islamic și marocan, unde stucaturi fine și tavane sculptate migălos în lemn de cedru se completează cu mozaicurile în care s-au cuibărit culori țipătoare, albastru cobalt, verde smarald și ocru. Iar seara o încheiem la una dintre terasele de lângă riadul nostru, alături de noi prieteni cu care ne-am simțit tare bine.